Bună, dragilor, sunt Codrina Oana și sunt cea care îl canalizează pe Ashtar în cadrul canalului Ashtar Lessons. Înainte de a vorbi despre subiectul zilei de astăzi, aș vrea să vă spun că pachetul meu de healing este deja pe piață, îl puteți achiziționa. Costă 26 de euro, el constă într-un video și două meditații pe care le veți face într-un timp mai îndelungat. Aveți în acel video toată descrierea și tehnica și ce trebuie să faceți pentru a vă îmbunătăți sănătatea și pentru a ajunge la o stare de bine. Pentru a achiziționa acest pachet de healing, trebuie doar să-mi scrieți pe adresa de mail ashtarlessons@gmail.com și vă voi răspunde imediat și vă voi trimite pachetul celor care îl doriți. În altă ordine de idei, aș vrea să mulțumesc foarte mult celor care îmi fac donații. Mă bucur aceste donații. Pentru mine este un semn de apreciere și de faptul că mă ascultați. Vă mulțumesc pentru donații și vă doresc să aveți și să dați. De fiecare dată când simțiți că este nevoie să dați. Intrând acum în subiectul zilei de astăzi, vreau să vă spun că este un subiect puțin mai complicat, dar la fel l-am gândit în dorința de a vă ajuta mai mult să lucrați cu voi înșivă, gândindu-mă în special la cei care, fie din lipsă de timp, fie din lipsă de finanțe, nu-și pot permite un însoțitor, așa cum eu obișnuiesc să spun, și au nevoie de vindecări în viața lor pentru a putea trece mai departe. Încerc în acest video să împărtășesc cu voi din munca mea, din felul cum eu am contribuit la vindecarea mea, precum și din modul cum lucrez cu pacienții mei. Astăzi vreau să vorbim un pic despre iertări și despre vindecare. Aș vrea să vă ofer o altă imagine, o imagine mai clară asupra conceptului de iertare și de iertări în general și asupra vindecărilor. Sunt convinsă că foarte, foarte mulți dintre voi, din ceea ce văd, se vehiculează foarte mult în literatura noastră de spiritualitate, despre iertări și despre a da drum, a ierta și a da drum. Este foarte adevărat că atunci când nu ierți și nu dai drumul, stai într-o energie stagnantă care îți blochează viața, îți blochează sănătatea și îți blochează practic drumurile către mai bine. Dar aceste iertări trebuie făcute din punctul meu de vedere și din experiența mea. Aceste iertări trebuie făcute odată cu începerea procesului de vindecare. Iertările în sine, fie că faceți Ho'oponopono sau orice altă formă de iertare. Eu, de exemplu, cu pacienții mei și eu însumi fac iertările după Lule Vilma, așa cum am învățat din cărțile scrise de Lule Vilma. Sunt mai detaliate,
dar nu contează ce fel de iertări faceți. Ideea este că nu doar dacă faceți iertări, vă puteți vindeca. Sunt două lucruri diferite. Da, dacă începeți procesul de vindecare, și am să vă explic cum, și odată cu el faceți și aceste iertări, deja sunt două lucruri diferite. Dar dacă cineva vine și vă spune, ok, tu, de exemplu, ai frică de singurătate, e clar, suferi de frică de singurătate. Frica de singurătate, facem iertări și rezolvăm problema, nu. Este doar o parte din proces, ea ajută, dar nu rezolvă problema, nu duce la vindecare. Este doar un instrument care este în drumul vindecării. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți, din punctul meu de vedere, este pur și simplu să hotărâți cu voi înșivă că trebuie să începeți un proces de vindecare. De obicei, noi toți avem o foarte mare rezistență în ceea ce este legat de închideri, de frică de moarte și de pierderi. Toate, de fapt, sunt într-un pachet. Mă veți întreba, ok, Codrina, și ce legătură are frica de moarte cu închiderile, cu pierderile și iertările și vindecarea? Și am să vă spun că totul este un ciclu. În momentul în care conștientizăm că totul este un ciclu și acceptăm această frică de moarte, care înseamnă și pierderi, înseamnă și închideri, ca partea unui ciclu din viața noastră, atunci vom accepta foarte ușor și noile începuturi. Deci totul are o legătură. Are o legătură cu frica de moarte, cu închiderile, cu pierderile din viața noastră. Toți cei care acceptăm foarte greu toate acestea, vom intra foarte greu în acest proces de vindecare. De ce? Pentru că odată nu reușim să conștientizăm și să acceptăm la nivel de suflet faptul că universul are un ciclu prin care toți trecem și acesta este nașterea, timpul vieții, cu tot ce aduce viața în sine, cu bucurii, cu pierderi, cu începuturi și cu închideri. În momentul când acceptăm că aceasta face parte din viață și din ciclu, deja suntem pe drumul cel bun și vom accepta mai ușor vindecarea. Asta este o parte. O altă parte a problemei este ego-ul. Ego-ul nostru este făcut special să ne protejeze de suferință. Vindecarea înseamnă, de fapt, intrarea. Intrarea în suferință, intrarea în acel proces al suferinței și stat în acea suferință și încercat să o înțelegem, să o conștientizăm, să o retrăim special pentru a o vindeca. Nu este un proces ușor. De aceea am făcut acest video special pentru cei care nu lucrați cu un îndrumător, să înțelegeți cam cum ar trebui să lucrați și cum ar trebui să luați împreună ca un pachet iertările și cu începutul vindecării, în așa fel încât să fiți pe drumul cel bun și să nu mai reveniți după o anumită perioadă crezând că v-ați vindecat, crezând că ați rezolvat problema și, de fapt, ea fiind nerezolvată. Deci, în momentul în care pornesc către vindecare și îmi dau seama că ceva este în mine care trebuie vindecat,
Și aici am să vă dau exemple și din viața mea și din viața pacienților mei. De exemplu, eu am avut o perioadă de foarte mulți ani în care am fost supărată pe univers. Am fost supărată pe univers pentru că tatăl meu a dispărut când încă nu eram studentă. El fiind un spirit foarte înalt, medic, și de care eu am fost extraordinar de atașată și a fost un exemplu pentru mine. În momentul în care tatăl meu a dispărut, am fost supărată pe divinitate și asta dura 10 ani. Supărată pentru că mi l-a luat, supărată pentru că mi consideram nedrept. Deci era de fapt o închidere, o pierdere pe care eu nu vroiam să o accept. Mi-a luat 10 ani ca să am curajul să intru în traumă, să recunosc, să văd ce se întâmplă și să mă vindec. Un alt exemplu este atunci când, de exemplu, este un divorț și ai pur și simplu ești dezamăgit de partener. Ai crezut că este într-un fel și a fost în alt fel. Este altă formă de a-ți pierde încrederea în univers, încrederea în tine și, bineînțeles, încrederea în partener care este destrămată. Toate astea trebuie lucrate și trebuie intrat în traumă. Un alt exemplu este atunci când ați suferit abuzuri în copilărie și iarăși atunci vă deconectați de univers, vă deconectați de sursă. Dar vă deconectați de sursă din două motive. Odată, pentru că nu suportați această pierdere și această vă dispare încrederea în univers și în Dumnezeu. Și asta reprezintă de fapt o pierdere. Iar voi nu acceptați pierderea. Toate astea pot fi lucrate și am să vă spun cum. Se intră pur și simplu în traumă. Deci eu astăzi declar că mă angajez să mă vindec. Și știu că nu va fi un drum ușor. Și știu că voi suferi și știu că voi avea foarte multe suișuri și coborâșuri și că voi fi și mai instabil emoțional, dar la final aceasta va însemna, vindecarea va însemna de fapt închiderea unui ciclu și începerea unui an nou, cu altă forță, cu altă energie și cu alt mod de a vedea lucrurile. Deci primul pas este intenția. În momentul în care eu declar, da, mă angajez de plin în această vindecare a mea, fie că este un abuz din copilărie, fie că este o moarte, fie că este un divorț, fie că este o relație eșuată, eu mă angajez de plin. Mă angajez de plin să mă vindec. Și ce fac? Intru în traumă. Cum intru în traumă? Intru în acele momente din copilărie, din adolescență, în acele momente în care eu am suferit și încerc să readuc trecutul. Este foarte dureros. Pe mine, dacă mă întrebați, eu a doua oară n-aș mai face așa ceva singură. Că aveți posibilitatea unui healer, unui vindecător, a unui om care a lucrat cu el și lucrează cu energiile, vă recomand din toată inima. Merită o ședință pe săptămână să vă ajute să intre cu voi în traumă, să vă ghideze și să vă pună întrebările necesare pentru ca voi să conștientizați răspunsurile. Și în felul ăsta veți fi mult, mult mai ușor vindecați. În condițiile în care nu aveți un vindecător,
Ideea este să intrați în acea traumă și să intrați în acea durere atât cât puteți. Este foarte dureros. Nu o să puteți intra total de la început. Vor fi zile grele și zile mai ușoare. Ideea este că în momentul când ați stabilit acest angajament, știți sigur că dacă astăzi am suferit cumplit și am intrat și mai mult de atât nu pot să suport și mă opresc, atunci voi continua și mâine, dar mâine voi continua cu siguranță, chiar dacă este dureros, chiar dacă este neplăcut. Și voi vorbi în același timp cu ego-ul meu și voi spune: eu am nevoie să mă vindec și eu fac asta pentru a-mi schimba viața și pentru binele meu cel mai înalt. Și cu toată suferința mergeți înainte și avansați în durere, simțiți durerea, încercați să înțelegeți și să resimțiți ceea ce ați resimțit în acele momente, iar următorul pas este să îmbrățișați. Ce înseamnă îmbrățișarea? Înseamnă pur și simplu să o luați ca imaginea, de exemplu, a unui animal sau pur și simplu ca o imagine pe care o vreți voi, care chiar dacă reprezintă durere, o îmbrățișați și o iubiți, așa cum o mamă își îmbrățișează și își iubește copilul care este rănit și plânge. Singurul lucru care vindecă 100% în această viață este iubirea. Este iubirea și lângă ea îmbrățișarea. Îmi veți spune: da, dar eu sunt în traumă și sunt rănit și nu voi putea să dau acea iubire. Da, nu veți putea, dar veți da, aveți intenția de a da acea iubire. Și încercând să tratăm lucrurile cu compasiune, încercând să ne înțelegem pe noi și durerea noastră și acceptând că totul este un ciclu și că din acest ciclu fac parte și pierderile, și închiderile, și moartea, îmbrățișăm această experiență pe care am avut-o, înțelegem ce am avut de conștientizat și de învățat din această experiență, îi trimitem iubire, îi mulțumim Universului că ne-a dat această experiență și trecem mai departe. Odată cu aceste vizualizări și cu această trecere în această traumă, faceți și iertările. Îmi cer iertare pentru că mi-este frică de moarte sau îmi cer iertare pentru că mi-este frică de singurătate sau îmi cer iertare pentru că nu mă iubesc suficient. Toate acestea, mână în mână, lucrate, așa cum v-am spus eu, vor duce la vindecarea de care voi aveți nevoie și la schimbarea vieții voastre, a sănătății voastre și a drumului vostru. Nu uitați că vor fi din ce în ce mai mulți oameni care se trezesc și odată cu ei se trezește și întunericul, se trezesc și traumele, și se trezesc lucrurile nerezolvate din acele vieți. Toți veți trece prin asemenea încercări pe care dacă nu le rezolvați și nu le vindecați din suflet, trăind acea durere, retrăind acea durere, intrând în acea durere și suferind și îmbrățișând-o ca fiind a voastră și ca fiind un sfârșit pe care îl acceptați. Numai atunci va veni acea vindecare de care aveați nevoie. Și ca să înțelegeți mai bine ciclurile Universului, v-aș da exemplu o floare. Eu am, de exemplu, foarte multe orhidee, îmi plac foarte mult orhideele și sunt foarte fericită când dau flori.
și când au flori multe și sunt proaspete. Dar văd cum ele dispar încetul cu încetul. Nici o orhidee, nici un pom, nimic din acest univers nu intră în depresie pentru că i-au murit florile. Pentru că îi cad, pentru că frunzele cad. Totul este o acceptare și face parte dintr-un ciclu, așa cum face și moartea. Sperând că v-am ajutat și că ați înțeles mesajul meu de astăzi, aștept cu nerăbdare și comentariile voastre și întrebările voastre și vă urez să aveți o zi bună, plină de noi începuturi și bucurii noi. Rămâneți cu bine!